Bună ziua! Ne pregătim să începem. Bine ați venit! Mă bucur că sunteți în număr atât de mare. Ne întâlnim într-un cadru mai puțin formal de data aceasta la conferințele Cultură în Mișcare. E impropriu spus conferință, e mai mult o prezentare într-un cadru care să vă facă să luați aceste informații pe care vi le aducem într-un mod mult mai plăcut. Trebuie să recunoașteți că e mult mai bine să stați la o masă cu o băutură în față și să primiți o poveste, pentru că până la urmă despre asta vorbim, despre o poveste, decât să stăm într-un amfiteatru cu un vorbitor foarte formal. Vă mulțumesc foarte mult! Astăzi avem alături de noi și editura și librăria Humanitas, iar după ce încheiem acest eveniment aici în colț, la domnișoarele, puteți să achiziționați cartea domnului profesor. Și bineînțeles că după ce terminăm subiectul serii, puteți să rămâneți în continuare să dezbatem anumite probleme și să vă simțiți bine alături de noi. Îl invit alături de mine pe domnul profesor Tudor Dinu și sunt sigur că dânsul va ști să vă spună exact ceea ce trebuie, subiectul despre care sunteți cu toții interesați și ați venit astăzi aici. Vă mulțumesc mult pentru amabila invitație și mai ales pentru decizia de a ne întâlni într-un restaurant foarte potrivită pentru specificul grecesc al serii de astăzi, fiindcă, să știți, toată filozofia greacă, toată gândirea greacă s-a dezvoltat în cadrul așa-numitelor simposia. În traducere textuală ar fi băută împreună. Toți filozofii, ca să-și pună în mișcare mintea, beau câte ceva, așa cum văd că faceți și dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Haideți să începem de la această imagine. Probabil că nu toți dintre dumneavoastră recunoașteți personajul. Nu este altul decât Tudor Vladimirescu. Este singura lui imagine autentică. Se păstra pe poarta unei mici bisericuțe din județul Mehedinți, din satul Prejna, pe care a ctitorit-o Tudor undeva în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812. Din această imagine, păstrată acum la Muzeul Național de Artă al României, se poate deduce că Tudor era deja boier. Era unul dintre cei 12 cei mai importanți boieri ai țării. Deducem acest lucru după costumul pe care îl poartă, mai ales după acoperământul de cap. Este ișlic, se numește acest acoperământ de cap, și avea un capac în terminologia epocii de culori diferite. Capacul pentru domn era alb, pentru boierii cei mai mari, să zicem, Marele Ban al Craiovei, Marele Vornic, Marele Postelnic, era verde, și respectiv roșu pentru următorii boieri, precum erau slugerul Tudor. Dar Tudor nu era deloc dintr-o familie de boieri. Ca să înțelegem de ce a fost o personalitate atât de copleșitoare, e de ajuns să vedem această casă în care s-ar fi născut el, în satul Vladimir din Gorj, chiar dacă nu este casa autentică. Putem înțelege ascensiunea lui dacă ne gândim că s-a născut într-o familie mai mare, într-o casă cu o singură încăpere. Exista o singură cameră. Și de la o casă cu o singură cameră în copilărie, a ajuns practic în fruntea țării românești. Nu a existat niciodată o ascensiune mai fulminantă în istoria principatelor române. Un homo novus fără egal, cu toate că nu a avut parte, din cauza condițiilor modeste din copilărie, de niciun fel de educație. Tudor pur și simplu a intrat ca copil de casă, băiat bun la toate, la curtea acestui mare boier din Craiova, boierul Glogoveanu. Îl vedeți? Are același capac la ișlic ca și Tudor Vladimirescu. Să țin microfonul mai aproape, sigur. Și a încercat să facă totul pentru a face avere și carieră. Întâi a învățat puțină carte, foarte puțină, nu avea cum, nu avea timp, trebuia să trăiască, trebuia să facă bani, dar avea proiecte foarte, foarte mari. S-a ocupat întâi cu administrarea moșiilor boierului, cu comerțul pentru boier. Și a pus bani deoparte pentru a-și deschide propriile afaceri. Orice afacere cu putință. În primul rând, comerț. Comerțul aducea bani. Din banii pe care i-a câștigat din comerț, a investit în funcții în administrația locală. Spre deosebire de ce se întâmplă astăzi,
în trecut, în cel puțin în perioada fanariotă, funcțiile se cumpărau. Adunai bani dintr-o sursă, investeai într-o funcție, o funcție locală a avut Tudor, vătaf de plai, era un fel de comandant deopotrivă militar și respectiv politic al zonelor de graniță, de graniță cu Imperiul Austro-Ungar, investeai în funcție și depinde cât erai de dornic să-i jecmănești pe oameni, adunai mai mult sau mai puțin bani. Asta era o altă sursă de venit. O a treia sursă de venit spre care s-a îndreptat Tudor a fost serviciul armelor. Făcând armata, luptându-te, puteai foarte liber nu numai să-ți primești solda, ci să și jefuiești. Jefuiai în mod legal și îți creșteai veniturile considerabile. Tudor însă a dovedit capacități excepționale în domeniul meșteșugului armelor, activând în serviciul Rusiei în timpul războiului ruso-turc din perioada 1806-1812, făcând adevărate minuni de vitejie. A obținut astfel, în urma succese obținute mai ales în luptele de la sud de Dunăre, în Banatul Sârbesc de astăzi, de pildă la Cladova, a obținut titlul de ofițer în armata rusă. A devenit locotenent, am zice noi astăzi, termenul folosit în epocă, era acela de poruciuc și chiar a fost decorat de țar, ba a primit și un inel din partea țarului. În mod straniu, decorația a fost cea a Sfântului Vladimir. Numele de Vladimirescu nu provine însă de la decorația primită, ci de la patria sa, satul Vladimir din Goriu. Tudor a devenit astfel protejat rus și la un moment dat, cu ajutorul probabil tot al rușilor, a obținut și funcția aceasta de sluger. Slugerul era un mic boier care se ocupa cu aprovizionarea curții domnești. Ca să devii boier, era de ajuns să primești pentru o zi această investitură și rămâneai toată viața boier. Ai fost o zi ministru, ești domnul ministru toată viața. Cam asta era abordarea. Tudor a făcut o avere foarte frumoasă. Să vă dau un exemplu. După câțiva ani de astfel de activitate complexă, administrație locală, armată și negoț, a ajuns să aibă o vilă asemenea acestei cule de la Cerneț. Poate că nu era aceasta vila lui Tudor, tradiția spune că ar fi fost a lui, era una similară, nu se compară în niciun fel, nu-i așa, cu căsuța mică, cu o singură cameră în care s-a născut. Ce e cel mai interesant e că Tudor nu s-a oprit aici. După 1812, rușii sunt siliți să se retragă și lucrurile revin la ordinea otomană. În ordinea otomană, Tudor nu mai avea perspective să urce mai mult în ierarhie. Nu mai putea să revină într-o dregătorie boierească, dar nu s-a dat bătut. Această ambiție este fascinantă în cazul lui Tudor. Ce a făcut? A devenit clientul consulatului rusesc. Era epoca în care rușii încercau să câștige tot mai multe teritorii de la Imperiul Otoman, profitând de o propagandă care în acel moment avea efect destul de bun. Mai exact, rușii se pretindeau protectorii creștinilor din Balcani, lucru pe care îl obținuseră oficial în anul 1774, în urma unui alt război ruso-turc. Se încheie o pace într-un mic sat numit Cuciucai Nargii. Acest sat, chiar dacă are un nume turcesc pe de-a întregul, s-a aflat pe teritoriul României Mari. Este în Cadrilaterul de astăzi. Iar aici s-a încheiat o pace care le permitea turcilor să intervină, le permitea rușilor să intervină în favoarea tuturor creștinilor ortodoxi din imperiu. Evident, pe ruși nu îi interesa să-i protejeze pe creștini. Îi interesa exclusiv să câștige teritorii de la Imperiul Otoman. Să vă explic cum se desfășurau acțiunile rușilor. Rușii încă din secolul al XVIII aveau unele dintre cele mai bune servicii de informații și își trimiteau agenți în teritoriu, în întregul Imperiu Otoman. Ajungeau agenți ruși și în Peloponez. Acolo ridicau
lumea la luptă, promițând că frații de credință vin să ne elibereze. Grecii ce să facă? Luau armele în mână, reușeau să ucidă și ei 2-3 turci, ajutorul rusesc nu venea, iar grecii erau uciși. La fel se întâmpla cu sârbii, la fel se întâmpla cu muntenegrenii, la fel se întâmpla cu creștinii din Albania. Deci era totul mai degrabă o propagandă decât o acțiune concretă. Inclusiv din motive destul de lesne de înțeles. Gândiți-vă la distanța uriașă între Rusia, care până la 1812 se afla la Nistru, și Grecia. Cum ar fi putut trupele rusești să ajungă foarte ușor în Peloponez? Să mergem un pic mai departe. Un mare avânt primește propaganda rusească după anul 1812. Atunci, cum știți, în urma tragicului tratat de pace de la București, încheiat în hanul lui Manuc, vă invit când ajungeți în București să revedeți acest loc minunat, dar de tristă amintire pentru noi români, și a trădării dragomanilor greci din familia Moruzi, rușii ocupă Basarabia. Nimeni însă pare să nu-și fi dat seama că Basarabia nu este eliberată, că românilor li se răpesc toate drepturile pe care le aveau în ordinea otomană a lucrurilor. Limba română este înlocuită definitiv de limba rusă. Limba română nu mai este folosită nici în administrație, nici în învățământ, nici în biserică. Între 1812 și 1918 a avut loc un foarte amplu proces de deznaționalizare. În acel moment, nimeni nu are distanța istorică necesară pentru a vedea ce se întâmplă. Toți, deopotrivă, boieri, moldoveni, valahi, greci, alți creștini din Balcani, cred că rușii nu vor nimic altceva decât să elibereze și să se întoarcă la ele acasă. Eliberează pe creștini și se întorc la Moscova liniștiți. Este momentul în care grecii creează în anul 1814 la Odessa, într-o casă din centru, aparținând unor negustori. Astăzi turiștilor li se prezintă aceasta ca fiind casa. Evident, este o atracție turistică, nu este casa reală. E frumos amenajată, cu cuvinte scrise, cuvinte mari scrise în limba greacă. Vedeți aici scris Patrida Patrie. Acolo se întemeiază de către trei prieteni greci, doi negustori ratați, faliți, unul fost student pe la Paris, o organizație secretă de tip masonic care își propune să asigure eliberarea Greciei de sub dominația otomană. Această organizație poartă numele de Societatea Prietenilor, în greacă Filiki Eteria. Asta înseamnă Societatea Prietenilor. În istoriografia noastră s-a consacrat termenul de eterie. Era o organizație care presupunea o inițiere foarte riguroasă de la gradele inferioare la gradele superioare, presupunea un jurământ de a nu dezvălui nimic din tainele care urmau să ajungă la cunoștința celui care făcea parte din organizație, și presupunea o contribuție financiară considerabilă. Spre deosebire însă de masonerie, era o organizație care avea o componentă religioasă foarte importantă. Toate aceste jurăminte pentru urcarea treptelor se făceau în prezența unui preot, cu o lumânare în mână, cu mâna dreaptă ținută pe o icoană, iar în organizație existau mulți preoți și chiar ierarhi ai Bisericii Ortodoxe. Cum se explică succesul acestei organizații? În primul rând, exista un mare orizont de așteptare. Dintre toate populațiile din Balcani, grecii erau cei mai avansați. Cum se poate asta? Pentru că în Imperiul Otoman, creștinii nu aveau dreptul, indiferent de limba pe care o vorbeau, să studieze în acea epocă decât în limba greacă.
și bulgarul din Imperiu, și sârbul din Imperiu, și albanezul din Imperiu, dacă era creștin, trebuia să studieze în limba greacă. Era un privilegiu pe care îl acordase, contribuind la o reelenizare a Balcanilor, însuși sultanul Mahomed al II-lea. Sultanul Mahomed al II-lea a organizat Imperiul pe religii. Exista o clasă privilegiată a musulmanilor care avea religia islamică și respectiv limba turco-otomană. Și exista clasa mare și defavorizată a creștinilor ortodoxi care aveau dreptul să folosească în religia lor și în educație, că era văzută inițial ca o anexă a religiei, limba greacă. Ei bine, în educația grecească, ideea de eliberare continuă să fie difuzată din secolul al XV până în secolul al XIX. Iar grecii caută un ajutor din afară. Vă arătasem o imagine, am trecut-o foarte repede, probabil că nu o recunoașteți ușor. Ușor este și ea o imagine autentică, a nimănui altcuiva decât a lui Mihai Viteazul. Ei bine, Mihai Viteazul a fost considerat de greci un mare erou. Au existat mai multe misiuni ale grecilor la Mihai Viteazul pentru a-i cere să susțină material, dar și cu trupe, o revoltă nu numai în nordul Bulgariei de astăzi, la Veliko Trnovo, ci chiar în Tesalia, în Grecia Centrală. Despre Mihai Viteazul există poeme populare grecești, în vreme ce nu există poeme populare românești. Există poeme populare bulgărești și sârbești. De ce nu există poeme populare românești? Pentru că viața românilor sub Mihai Viteazul a fost cea mai grea. A fost mai grea din cauza luptelor continue desfășurate pe teritoriul românesc și respectiv din cauza impozitelor și taxelor foarte ridicate, a fost viața mai grea decât în epoca Fanariot. Este o realitate tristă. Atât de popular a fost Mihai Viteazul printre greci, încât o cronică în versuri scrisă despre el în limba greacă a fost unul dintre best-sellerurile perioadei romane. Se cheamă Vitejiile preacinstitului voievod Mihail, scrisă de un anume Stavrinos, originar din Epir. După 1774, v-am zis, toată lumea se îndreaptă spre Rusia. Cum reușesc eteriștii să convingă pe toți creștinii din Balcani, pretinzând că în spatele lor se află Rusia? Dacă nu țarul însuși, cel puțin ministrul său de externe. Existau doi miniștri de externe, acesta este unul dintre ei, este un conte grec din insula Corfu, pe numele lui Ioannis Capodistrias. Și de altfel, eteriștii i-au oferit lui Ioannis Capodistrias conducerea organizației. Mai că, evident, el nu a primit-o. Pentru simplu motiv că, după tulburările pe care le produsese în Europa epopeea lui Napoleon, se înființase în 1815 la Viena, Sfânta Alianță, care își propunea să mențină statul quo teritorial și să reprime orice tentativă de revolt. După Ipsilanti, eteriștii s-au îndreptat spre grecul care deținea a doua cea mai importantă poziție în ierarhia Imperiului Rus. Este vorba de Alexandru Ipsilanti, fiul lui Constantin Ipsilanti, domn al țării românești între 1802 și 1806, refugiat în Rusia. Așa cum îl vedeți aici, nu pare tocmai tânăr, avea în acest moment cam 28 de ani, era deja general în armata rusă, întrucât se remarcase în bătălia de la Dresda, în care și pierduse o mână, ajunsese aghiotant al țarului și ducea o viață de plăceri la Sankt Petersburg. Știm că aproape în fiecare seară participa la un bal, la o serată dansantă, îi plăcea șampania, tinerele din aristocrația rusă erau îndrăgostite de el. Acum decide și dumneavoastră dacă e un ideal de frumusețe și actual, s-ar putea să nu mai fie, s-au mai schimbat lucrurile între timp. Eroismul lui constă în faptul
că atunci când eteriști i-au propus să preia conducerea organizației, el a renunțat la viața bună pe care o ducea în capitala imperială, aruncându-se cu capul înainte. S-a dus la țar să-i ceară concediu medical timp de 2 ani, să meargă la băi. A primit audiență, desigur, și a început cu jumătate de gură să zic: știți, maiestate, poate grecii. Țarul i-a tăiat-o repede. Și a zis: tinere, voi aveți mintea înfierbântată, dar Europa e liniștită. Cu toate astea, el a continuat. A continuat cu ajutorul oamenilor săi de încredere, care făceau o muncă de convingere foarte, foarte eficientă, mai ales pe teritoriul Moldovei. Acolo eteriștii au reușit să îl convingă să intre în organizație pe acest domn foarte elegant. Așa cum îl vedeți aici, este în ipostaza de profesor universitar la Geneva în anii 30 al secolului al XIX. În 1820 era postelnicul Moldovei. Postelnicul, așa cum știți, era ministrul de interne și mâna dreaptă a domnului. Era un personaj extrem de interesant, unul dintre marii dramaturgi greci de la începutul secolului al XIX, extrem de cult. Gândiți-vă că fanarioții au avut multe defecte, dar cultura lor era una de nivel european. Gândiți-vă că după ce a ajuns pribeag în Europa, a fost angajat prin concurs la Universitatea din Geneva, ceea ce nici astăzi nu e ușor pentru cineva venit din Est. Ei bine, el își ia foarte în serios misiunea patriotică și reușește să-l convingă să intre în eterie și pe însuși garantul supunerii Moldovei față de Imperiul Otoman. Este domnul Mihail Suțu, aflat la apogeu puterii, deși poate părea mai în vârstă, avea 30 și ceva de ani în acel moment, era favoritul marelui vizir aflat în funcție, participa la ședințele divanului otoman, lucru greu de acceptat pentru un creștin, era vestit pentru eleganța lui, vedeți și aici hainele pe care le poartă, e un portret făcut de un artist occidental, Dupré, care l-a cunoscut, l-a însoțit, deci este un portret cu adevărat autentic. Îl vedeți însă cum stă cu picioarele pe blana de leopard, mi se pare cel mai spectaculos detaliu artistic. Ei bine, și Mihail Suțu decide să sacrifice totul pentru patrie, un gest cu totul eroic. Mandatul lui era de 7 ani. Se afla la începutul mandatului, decide să contribuie el la pregătirea Revoluției. Pentru pregătirea Revoluției, Ypsilanti îi convoacă pe eteriști, cei mai mulți greci din țările române, dar o să vedem, nu numai greci, ci și boieri, am zice pământeni. Ideea de grec sau de român în principate era dificil de definit. Din punct de vedere juridic, se putea defini noțiunea de pământeană, ai cetățenia și drepturile de autohtonie. Altminteri, după mai bine de 100 de ani de căsătorii mixte între români și greci, e greu de spus cât sânge grecesc și cât sânge românesc mai curgea în vinele fiecărui. Să ne gândim că, de pildă, mama lui Alexandru Ypsilanti, cel pe care l-ați văzut, revoluționarul grec care a ajuns să-l ucidă pe Tudor Vladimirescu, era fiul Saftei Văcărescu. Vă dați seama ce ar însemna să le spunem, grecilor că eroul lor național era român, român după mamă. Sigur, nici Safta Văcărescu nu era tocmai român, că Văcărești se căsătoriseră cu nenumărate grecoace. Să mergem mai departe. Aici ne aflăm în Ucraina, sau în fosta Românie Mare, la Ismail, în acest loc unde se aflau, când am fost eu înainte de începutul războiului, instalațiile portoare sovietice aproape abandonate, s-au reunit în taină eteriștii și au discutat planul general de provocare a unei revolte în toți Balcanii. Au existat mai multe variante. Planul pe care l-au adoptat, chiar așa se numea, planul general, prevedea, printre altele, o revoltă în Peloponez,
sudul Greciei. De ce în Peloponez? Pentru că Peloponezul era zona din Imperiul Otoman care avea populația greacă și respectiv creștină cea mai mare procentuală. Adică turcii acolo erau 10, maxim 15%, chiar dacă dețineau mai toate pământurile. O revoltă pornise deja în Epir, datorită lui Ali Pașa de la Ioan. Urma să se desfășoare o revoltă în Serbia și Muntenegru. Toate erau destul de bine puse la punct și urmau să aibă loc concomitent. Exista un plan mai degrabă fantezist, ca grecii să atace flota turcească din Constantinopol și apoi să-l asasineze și pe sultan. Și în acest plan, votat în octombrie 1820, se mai spune: și avem și în țara românească niște capitani, pe numele lor, pe Iordache Olimpiotu și Iane Farmache, care sunt înțeleși cu, citez, un anume Tudor Vladimirescu, conducătorul bărbaților înarmați din Oltenia. Citez în traducere din limba greacă, desigur. Deci, gândiți-vă, în octombrie 1820, eteriștii știau deja, erau deja înțeleși cu Tudor Vladimirescu, că acest mare comandant militar, fost tovarăș de arme cu Iordache Olimpiotu și cu Iane Farmache, să ridice poporul la luptă, nu pentru drepturi naționale, ci pentru înlăturarea dominației otomane. Este un element care nu poate fi contestat de nimeni, chiar dacă a fost trecut sub tăcere de către istoriografia naționalistă. A fost sau nu Tudor eterist? E o mare întrebare la care nu putem răspunde cu o siguranță absolută. Teoretic, ca să fii primit în eterie, trebuia să fii grec. Numai că există mai mulți boieri români, inclusiv mari boieri din locotenența domnească de după moartea domnului Alexandru Șuțu în ianuarie 1821, care erau eteriști. Cred că avem aici o imagine a lui Grigore Brâncoveanu, nu am selectat-o, o veți găsi în carte. Academicianul Andrei Oțetea a descoperit la arhivele de stat din Budapesta, prin anii 50 sau 60, o traducere în limba germană a unui jurământ pe care l-a depus Tudor cu cei doi capitani Iordache Olimpiotu și Iane Farmache. Cei trei au jurat să se susțină unul pe celălalt în lupta lor anti-otomană, având grijă să nu manifeste niciun fel de sentimente naționaliste. Problema era, cum știți probabil, că le impuseseră fanarioților desfințarea oștirii în țările române. Practic, între 1711 și 1821, noi nu am mai avut o armată, fiindcă turcii nu mai aveau niciun fel de încredere în noi. În singurele trupe erau cele numite cu un termen generic, nu intrăm acum în detaliu, de arnăuți. Erau niște militari, în bună măsură de origine balcanică. Arnăut ar însemna că are o origine albaneză, dar nu erau toți albanezi. Erau creștini din Imperiu, care serveau pe lângă domn, asigurându-i securitatea, pe lângă mari boieri, și se mai ocupau, desigur, și cu lupta împotriva infracționalității și cu comiterea de infracțiuni. Aceștia erau arnăuți, singurii militari profesioniști. Cât să fi fost în țările române? 2.000, 3.000, mai mult nu erau în fiecare principat. Nu puteai să învingi în alta poartă cu 2-3 mii de oameni. Atunci s-a decis să se treacă la recrutări. S-au afișat în tot Iașiul și în toată Moldova anunțuri: e primită lumea în armată. E primită lumea în armată, se plătesc soldele în avans, și așa că toată lumea interlopă din Moldova, toți cei din Iași Crai, așa cum scrie vornicul Alecu Beldiman, au intrat în armată. Primeau solda în avans și puteau jefui Moldova cu acte în regulă, întrucât luptau pentru elefterie, lucrau pentru libertate. Sigur, și a existat și o a treia categorie de luptători. Erau tinerii visători veniți de pe băncile școlii. De pe băncile școlii, de la Iași, de la București, dar și din Imperiul Austro-Ungar și din Transilvania, greci din Transilvania, greci din Rusia, care s-au sacrificat pentru patria, au lăsat
situația lor înfloritoare, mai toți erau băieți de negustori și au pornit să elibereze Grecia, mai întâi Moldova. Evident, dintr-un astfel de conglomerat era greu să formeze o oaste. Cu toate că era greu să formeze o oaste, inițial lucrurile au mers foarte bine, pentru că propaganda eteriei și propaganda rusească funcționase. Vine armata rusă, ne eliberează, scăpăm și de greci, scăpăm și de turci. Am împușcat doi iepuri dintr-o singură lovitură. Mă mir că lumea nu constatase deja după 10 ani că Basarabia nu fusese deloc eliberată. Dar atât de mare a fost succesul ederiștilor, încât în mai puțin de o săptămână boierii moldoveni au donat între 1.000.000 și 1.500.000 de franci pentru Revoluție. O sumă extraordinară. Și nu ne referim la boierii greci. Încrederea atât de mare în succes, încât au hotărât grecii, sfințindu-și steagurile la mănăstirea celor trei ierarhi, să-și lase bărbi lungi și să-și taie bărbile numai atunci când vor ajunge pe malul Constantinopolului și vor recupera Imperiul Bizantin. Fiindcă Revoluția trebuia să fie, în primul rând, una pan-balcanică. Urma nu să se câștige independența unei mici națiuni, ci Imperiul musulman să fie înlocuit cu un imperiu creștin. Asta nu spunea istoriografia noastră. Asta trebuia să facă și Tudor. Tudor era însă extrem de abil. Tudor era considerat prost de către ceilalți, mai ales de către oamenii politici. Am adunat în carte tot felul de calificative nu tocmai măguletoare din epocă. Prostul și grosul pandur Tudor, om fără nicio carte și fără nicio învățătură, necioplitul Tudor, și așa mai departe. Îl considerau un bun militar pe care îl pot manipula așa cum vor. Au vrut să-l manipuleze marii boieri. Brâncoveanu, Văcărescu, Ghica, i-au dat sarcina, asta se spune la noi. I-au dat un ordin să ridice poporul la arme. Ce vroiau boierii pământeni? Vreau să scape de greci și să aibă puterea numai ei. Era o chestiune de putere. Nimeni nu s-a gândit că Tudor nu va face ce i s-a zis. Iordache Olimpiotul i-a trasat un plan foarte frumos de acțiune, promițându-i, citez, că Tudor avea să se suie pe tronul lui Decebă. Deci sursele grecești spun că Eteria i-a promis lui Tudor domnia. Domnia în noua ordine pe care o gândeau ei, a unui principat independent, a unui principat parte, a unei mari structuri statale greco-bizantine. Cu banii Eteriei, Tudor se duce în Oltenia, putem vedea pe hartă mișcările sale, ajunge, cred că recunoașteți locul, așa arăta anul trecut, este Padișul, unde ține frumoasa sa proclamație. Proclamație care însă în acel moment nu are niciun fel de tentă anti-otomană. Tudor zice să ne supunem față de sultan, care este părintele bun al tuturor și este vechilul mai exact în text, lui Dumnezeu pe pământ. Aceasta este viziunea strict musulmană. Sultanul era vechilul lui Dumnezeu pe pământ în calitatea lui de calif, de conducător al religiei islamice, urmașul direct al lui Mahomet. Deci tot se exprimă exact ca un musulman credincios, nu ca un supus credincios creștin. Și sigur, propune niște măsuri în vederea îmbunătățirii nivelului de trai al oamenilor. Măsurile propuse el nu sunt însă foarte radicale. Să vă dau un exemplu. Tudor nu cere în proclamația de la Padiș înlăturarea domnilor fanarioti. În vreme ce Alexandru Ipsilanti, constatând ce fac grecii în țară, că o devastează în lung și în lat, că nu mai cu putință să mai existe stăpânire grecească după această revoluție, promite românilor că nu vor mai avea domni greci. Tudor zice așa, nu, să fie domn grec, dar să vină numai cu patru boieri greci.
Să nu vină cu mai mult de 4 boieri greci. Sigur, propune niște lucruri. Comercianții, vă dau câteva exemple, că nu putem intra foarte mult în detalii, dar să vedeți că nu sunt niște reforme foarte, foarte radicale. Ipsilanti, de pildă, se gândise să propună anularea tuturor privilegiilor boierimi. Dar l-a oprit acel Iacovache Rizzo. El zice, păi cum să anulezi toate privilegiile boierimi? Că boierimea este singura pătură care are bani și te poate susține militar. Dacă le iei boierilor toate privilegiile, nu te va mai susține nimeni. Țăranii nu-ți pot da bani să elibereze întreaga peninsulă balcanică. Până la urmă l-a convins. Tudor cere, să zicem, scăderea câștigului pe care îl vor avea brutarii și respectiv măcelarii, încât să fie pâinea și carnea mai ieftin. E o inițiativă lăudabilă. Dar astfel de inițiative avunseseră și domnii Fanarios. Ei bine, la Padeș, el propune măsuri cu caracter social. Numai că, înaintând de la Padeș, cum știți, va ajunge la Țânțăreni, o să vedeți imagini în carte, se îndreaptă spre București și află, sau crede că află, că deja rușii intră în țară. Și atunci își dezvăluie plan. Le spune oamenilor că noi nu ne-am ridicat aici pentru drepturi sociale, așa cum le spusese la Padeș, ci ne-am ridicat pentru a obține eliberarea de sub otomani. Acum vine principele Alexandru Ipsilanti cu o mare armată rusească. Noi nu vom face altceva decât să-i ajutăm pe greci să treacă Dunărea ca să-și elibereze patria lor. Rușii ne vor elibera pe noi. Ne vor da în plus cetățile otomane transformate în raiale la Dunăre. Știți că pentru a controla cât mai bine țările române, turcii rupseseră din trupul Valachiei trei zone de importanță strategică. Brăila, Giurgiu și Turnu. Existau și trei raiale în Moldova. Ni le vor da rușii înapoi și se vor retrage și vor fi liberi și independenți. Asta le spune tuturor oamenii. Nu le mai zice nimic despre nivelul de trai, le zice numai că le vom mai putea lua și averile boierilor nefăgăduiți. Adică boierii care nu-s de-ai noștri pot fi jefuiți. Averile boierilor care țin cu noi trebuie protejate. Evident, toată lumea era înțeleasă din timp. Ca să înțelegeți cât de bine era înțeleasă toată lumea în acest mare complot balcanic, militarii trimiși de locotenența de la București după moartea domnului Suțu, care nu vrusese să adere la eterie așa cum făcuse Mihail Suțu în Moldova, era condusă armata de Iordache Olimpiotu și de Iane Farmache, adică cei doi cu care Tudor jurase să meargă la moarte. Ei erau cei care erau trimiși să îl ucidă pe Tudor eventual. Și ei nu făceau nimic altceva decât să se întâlnească noaptea în secret cu Tudor, la Coțofeni, de pildă. Se întâlneau și de pe o zi pe alta îi mai dădeau din trupele lor că îi se alăturau lui Tudor. Totul părea să meargă mănușă, numai că a intervenit ceva. Într-o primă fază, Tudor a aflat asta când era aproape București, într-un sat numit Bolintin. A aflat că nu numai că țarul i-a condamnat acțiunea, dar i-a și retras gradul de militar, de locotenent, și a retras și protecție. Sigur că a fost inițial uimit, dar toată lumea știa că uneori rușii zic ceva și au în minte altceva. Drept care, ce să facă, a trebuit să negocieze cu mari boieri. Și a jurat să li se supună boierilor pe de-a-ntregul. A se supune pe de-a-ntregul boierilor înseamnă, cel puțin în teorie, încetarea Revoluției. Trebuie spus însă că singurii oameni de care a avut grijă cu adevărat și de drepturile căror a fost realmente preocupat au fost pandurii. În mod logic, pentru că pandurii erau baza oștirii sale. Ce se întâmplă între timp? Ipsilanti coboară de la Iași, devastează Moldova cât se poate, ucide pe turci. Știți că în țările române existau foarte puțini turci, de aceea a pornit și revoluția de aici, fiindcă
în baza unor privilegii nescrise, dar respectate cu sfințenie, niciun musulman nu avea voie să se stabilească pe teritoriul țărilor române sau să-și practice în public religia islamică. Practic, și în perioada de maximă dominație turcofanariotă, în țările române existau, cu o bază permanentă, următorii turci. Existau un secretar de limbă turcă al domnului, Divan Efendi, o fanfară turcească, Meterhaneaua, care cânta în fiecare zi, făcând un zgomot infernal la curte, și nu numai pentru domn, cânta în curte. Și orice gură cască se putea duce acolo. Și existau așa numiți beșli, niște militari otomani, care aveau sarcina de a asigura ordinea în rândul negustorilor otomani sau solilor otomani. Era foarte greu să obții viză ca turc de țara românească sau Moldova. Exista un numerus clausus al negustorilor. Negustorii puteau fi maxim 100. Asta era maxim de negustori care primeau nu permis de ședere. Viză de intrare pe un termen foarte strict pentru a achiziționa diverse produse la prețuri preferențiale, cu totul preferențiale. Asta era marele dezastru al nostru, că trebuia să vindem, să zicem, turmele noastre de oi la preț de dumping pentru în alta parte. Deci nu existau turci. Îi ucim pe negustori, încet, încet ajung, mergând temător pe lângă munte, nu merg pe drumul normal Iași, Vaslui, Focșani, ci merg pe la Târgu Frumos, Roman, Bacău, astfel încât dacă vine o armată mare să se poată refugia în Transilvania. Evident, nu putea să vină o armată, pentru că tratatele în vigoare presupuneau un acord al Rusiei ca Turcia să-și trimită trupe la nord de Dunăre. Pe la Buzău, Mizil, văd așa la o depărtare o turmă de văcuțe și cred că sunt turcii cu ordiile lor nesfârșite, încep să fugă înspre munte, până la urmă se repliază și văd că nu erau decât niște simple vaci, după care se duc frumos, când există totuși un risc, Tudor să ne atace și să ne omoare, se duc, nu se duc spre București, ci se duc mai întâi la Ploiești. Se duc mai întâi la Ploiești să vadă care e situația. La Ploiești însă reușesc să acumuleze un număr bun de soldați. Dacă prin Moldova, la Focșani ajunsese la vreo 400 de luptători, la Ploiești aveau deja vreo 1200, ceea ce era destul de mult. Circula zvonul că Tudor voia să-l asasineze pe Alexandru Ipsilanti. Nu era un zvon. Știm că și Alexandru Ipsilanti a încercat să-l asasineze pe Tudor și Tudor. Ba chiar pe Tudor, dacă vă puteți imagina, îl sfătuia să-l asasineze pe Alexandru Ipsilanti nimeni altcineva decât episcopul de Argeș, Hilarion, că era și traducătorul lui Tudor la întâlnirile cu greci. Pentru că Tudor nu știa limba greacă, dacă o știa, o știa foarte puțin, nu la nivelul de negociere politică. Deci ideea de a-ți asasina rivalul era foarte răspândită. În cele din urmă, Ipsilanti ajunge la București. Nu îndrăznește să intre în oraș, rămâne la Colentina. În acel moment primește și el marea veste din partea Rusiei. Revoluția greacă era condamnată. Rusia le cere lui Ipsilanti și grecii o să renunțe la acțiune și le retrage protecția. Era o situație critică care îl face pe Ipsilanti să se întâlnească cu Tudor. Ba chiar vine în oraș, cam pe unde se află sediul guvernului, la biserica Mavrogheni, cișmeaua lui Mavrogheni. E o întâlnire care se face cu escortă militară. Atât unul cât și celălalt aveau vreo 25 de oameni cu armele încărcate. Atât de bune ajunseseră să fie relațiile. Tudor Vladimir, nu știm exact ce au discutat, sunt nenumărate relatări. Una dintre ele provine totuși de la adiutantul lui Tudor, Mihail Cioran. Probabil să fi fost de față. El nu spune însă că a fost de față. E plauzibil însă să fi fost de față, dacă era adiutantul lui Tudor. Lucrul se desfășoară destul de simplu. Tudor zice,
Principe, unde este armata rusească care ne eliberează? Te vedem numai pe tine cu câțiva greci. El își arată epoleți. Aceasta e dovada că rușii vin. Păi, care dovadă? Cum? Ai un document scris? Scoate-l un document. Uite, dă-mi să citesc. E, nu ești tu un simplu mojic să vezi documentele pe care le am eu. Cam așa s-au desfășurat lucrurile. Evident, cei doi nu știau însă ce se ascunde de fapt în spate. Ipsilanti nu știa câți militari are de fapt Tudor. El vehicula niște cifre astronomice, 12.000. Tudor, Ipsilanti zicea că vine o armată de 40.000 de oameni. Așa că decid să se împrietenească, se pupă din nou, își fac jurăminte și așteaptă să vadă ce urma să se întâmple. Tudor însă este extrem de abil. Își dă seama că în acel moment trebuie să inițieze negocierile cu turcii. Ba chiar, el inițiase negocierile cu turcii și puțin înainte. Exact în momentul în care rușii retrăseseră protecția. S-a publicat recent un document excepțional. O scrisoare pe care Tudor i-a trimis-o direct, nu România, s-a publicat în Grecia. I-a trimis-o direct sultanului Mahmud prin intermediul pașii de la Giurgiu. Și ce spune? Să știți că preaslăvite padișah, să știți că eu am fost întotdeauna un supus credincios al înaltei porci, n-am vrut altceva decât să lupt pentru drepturile raiale și ca să-mi dovedesc credința, mă ofer cu trupele mele să-l prind pe trădătorul Alexandru Ipsilanti și să-l predau porții, cu condiția să mi se ofere și mie un ajutor militar. Această condiție e interesantă. Evident, în alta poartă nu puteau oferi un ajutor militar unui creștin rebel. Să fi fost numai o modalitate de a testa terenul, să fi încercat marea cu degetul, să fi încercat să amâne invazia turcească, nu știm cu exactitate. Știm însă, și am avut privilegiu să văd acest document, știm însă că a ajuns în posesia sultanului și sultanul a scris o rezoluție cu mâna lui. Să nu dăm nicio importanță, astea sunt viclenii ale creștinilor, știți cum sunt ei. Deci, sultanul nu primește oferta lui Tudor. Nu știm ce ar fi fost dacă Tudor primea ofertă. Lucrurile însă se precipită. Turcii primind de la înalta poartă dreptul de a ataca principatele, se organizează excepțional. Haideți să vedem din nou harta. Turcii au grijă să pătrundă în țara românească de peste tot. Vedeți aici de la Adakale, insula dispărută din zona porților de fier, dinspre Vidin Calafat, dinspre Lom, dinspre Rahova Bechet, dinspre Turnu, despre Rusciuc Ruse Giurgiu, despre Silistra, prinzându-i ca într-un clește pe creștinii revoltați. În Moldova, vedeți că era un pic mai greu, fiindcă, practic, granița Moldovei cu Imperiul Otoman era această mică zonă de la Galați, care unește Galațiul de Dobrogea. Acolo era un pic mai greu. Dar, practic, creștinii sunt prinși în chingi. În acel moment, și Ipsilanti și Tudor decid că nu mai e cu putință să rămână în București. Are loc o negociere dură. Își împart țara în două. Fiecare primește jumătate din țară. Ipsilanti a negociat și el bine, primește 4 județe. Primește județul Buzău, județul Săcuieni, nu mai există astăzi, e tot Prahova și Dâmbovița. Și își instalează curtea la Târgoviște. Lumea nu citise sursele grecești și credea că s-a instalat în casa unui căminar Giartoglu. Așa a fost. Numai că casa căminarului Giartoglu nu era alta decât curtea domnilor. Deci Alexandru Ipsilanti a stat 2 luni de zile ca domn în palatul în care stătuseră toți domnii țării românești, da? Nu e neînsemnat acest lucru.
Știm că și-au organizat o cancelarie, o curte. Pentru prima dată la Târgoviște s-au organizat serate dansante. Beciile erau unele fără egal. V-am ales și un pahar al lui Alexandru Ipsilanti. Un intelectual francez prezent acolo, Laurençon, nota cantitățile de carne, de pâine, de ouă, de unt, de vin pe care le consuma curtea. Exista o petrecere non-stop. În condiții în care turcii se apropiau, care să fi fost logica să se retragă la Târgoviște, speranța că dacă turcii intră și ei reușesc să reziste cu tărie, îi vor determina pe ruși, sunt totuși frați din noștri, sângele apă nu se face, să își anuleze promisiunii, angajamentele față de înalta, poate să se elibereze pe creștini. De care au urmat luni în care, dincolo de beții, a fost aceste... Eu am făcut cercetare și în depozitele muzeelor, mănăstirilor din România, Grecia, de peste tot. Acesta este un șah, sunt câteva piese într-un șah care aparținul lui Alexandru Ipsilanti și se păstrează în depozitul unui muzeu foarte frumos din Atena, Muzeul Benache. Ei bine, ce face Ipsilanti? Reface zidurile Târgoviștei, folosind în primul rând muncă forțată a oamenilor. Inclusiv vechile șanțuri. Aceste șanțuri nu mai fuseseră folosite din secolul al XVI. Și Ipsilanti le reface. Ciudat de tot, nu-i așa, să te baricadezi în Târgoviște. Tudor mai stă ceva vreme în București, numai că la un moment dat, atunci când turcii se apropie, este silit să plece. Și plecarea sa dovedește dorința de a-i salva pe București. Pentru că București ar fi fost rastă pe fața pământului dacă Tudor nu pleca. Pleacă să reziste în Oltenia, unde avea alimente depozitate în mai multe mănăstiri, inclusiv la Tismana, de pildă. Dar pare că se întâmplă ceva cu el. Pare că nu face față presiunii psihologice. Nu se luptase cu nimeni în atunci. Nu obținuse niciun drept și făcea cale întoarsă. E un moment în care cade din punct de vedere psihic și în loc să încerce să-și îmbărbăteze oștenii, decide să meargă pe linia durității extreme. Evident că ne mai fim plătiți și ne mai avem alimente, cine să facă oameni? Jefuiau, furau cât puteau. Așa era meseria de militar. Tudor începe să-i execute pe cei care făceau furtișaca. Cu mâna lui. Ucide mulți oameni cu mâna lui. Prin urmare, nu are toate calitățile, o personalitate copleșitoare, dar nu are calitățile de a fi declarat sfânt. Așa cum încearcă acum, nu știu dacă știți, vă dau o veste premieră, Biserica Ortodoxă Română adună acum date pentru canonizarea lui Tudor Vladimirescu. În afara faptului că a ridicat o mică bisericuță pe care ați văzut acolo la Prejna, în București, nu sunt întrunite elementele de canonizare, după părerea mea, dar nefiind factor de decizie în Veore, nu pot spune punctul de vedere. Mai face și alte lucruri foarte ciudate. Zice să ne antrenăm bine ca și cum ne-ar ataca turcii. Își împarte armata în două și le cere să se lovească unii pe ceilalți. Și pierde în rândul propriilor trupe în cadrul unor exerciții militare nejustificate. E momentul în care turcii porniseră și spre Târgoviște, unde se aflau greci. Atunci Ipsilanti, împreună cu Iordache Olimpiotru și cu Iane Farmache, decid să dea lovitura, să prindă pe Tudor și să facă în așa fel încât toată oastea lui Tudor să treacă de partea grecii. Greu de realizat. Numai că întotdeauna există un trădător. Cine a fost acel trădător? Nu a fost nici grec, nici rom. A fost Dimitrie Macedonski. Așa cum îi arată numele, era macedonean, dar nu era macedonean a român, macedono-român, ci era un slavo-macedon. Adjunctul lui Tudor, care voia să preia el conducerea Pandurii. Ei bine, Dimitrie Macedonski se duce și negociază cu
Iotache Olimpio, dezamăgit Iotache Olimpio, era practic un fel de frate de cruce a lui Tudor, care acum îl ura de moarte, trădase cauza. De parcă cauza trebuie să fie comună permanent. Fiecare lupta pentru propriile lui interese. Nu exista o cauză comună în acel moment. În final, în întâi loc, Tudor se retrage până la Golești. Aici, foișorul acesta pe care îl vedeți în imagine este unul refăcut. Acolo are loc o primă întâlnire cu Iordache Olimpiotu. O întâlnire organizată mai bine ca la București. Trebuie să vă imaginați că fiecare a venit cu 50 de oameni care aveau armele încărcate și degetul pe trăgaci. Degetul pe trăgaci, iar ai noștri, pandurii, au venit și cu tunuri. Și aveau și tunurile încărcate. În cazul în care încercau grecii să-l atace pe Tudor. Pe care iar se pupă, iar se împacă, Tudor e liniștit, fac o mare masă, știm și ce au mâncat. Au mâncat ciorbă de pește, au mâncat friptură, toată lumea e fericită. Atunci Tudor se simte din nou foarte puternic. Și zice, gata, acum ai termin pe toți căpitanii care nu mi s-au supus. Și face eroarea fatală de a-și ucide niște căpitani. Acest lucru îi permite lui Dimitrie Macedonski să negocieze foarte ferm cu Iordache Olimpio. Și atunci când Tudor nu se mai aștepta în niciun fel, era ziua de 22 mai, a dormit mai mult decât oricând în acest foișor, ce era mai de mult acest foișor. De dimineață vine Iordache Olimpio. Nu cu așa cum ne-am fi așteptat noi cu sute de oameni, nici măcar cu 50 în armat, ci vine cu vreo 20-30 de oameni. Tudor dormea. El fusese trădat până și de aghiotantul, care nu i-a spus nimic. Intră în chioșc, Iordache Olimpio, Tudor îl primește, iau micul dejun împreună, poate amicat, după care Iordache Olimpio își începe rechizitorul. I-ai trădat pe creștini, vrei să ne vinzi turcilor. Pandurii fuseseră pregătiți de Dimitrie Macedonski. Iese afară cu niște scrisori. Evident, scrisorile erau autentice. Tudor negocia cu în altă poartă. Scrisorile lui ajungeau nu numai la pașii de la Dunăi, cum credeau eteriștii, ajungeau așa. Cuvânt, nu e așa că vreți ca Dimitrie Macedonski, că este părintele bun al tuturor, să preia conducerea voastră, ural. Tudor nu va păți nimic, va fi dus numai la dreapta judecată a lui Ipsilanti, care este părintele bun al tuturor și urmează să îl ierte pe Tudor. Și atunci pandurii au și ei conștiința curată. Vedeți că, din păcate, vinovățile sunt împărțite la uciderea lui Tudor. Nu este vinovăția numai a grecilor, e vinovăția omului de încredere a lui Tudor, și e vinovăția tuturor căpitanilor. Niciunul dintre căpitani n-a vociferat, n-a spus nimic. Lăsați-l aici, îl vom judeca noi sau lăsați-l să plece. A fost dus la Târgoviște, primit în palatul lui Ipsilanti. Ipsilanti a fost generos, l-a lăsat să intre pe scara pe care intrau numai cei cu titlul princiar. După care l-a supus la casă. L-a supus la cazne, nu pentru a-și recunoaște vinovăția, ci pentru a spune unde sunt banii pe care îi furase. Tudor a rezistat cu multă tărie. Nu a recunoscut absolut nimic și nu a spus unde sunt averile sale. Avem declarații de martor ocular. Arnăuți prezenți la schingiuirea lui Tudor. Și au organizat pentru judecarea lui Tudor un tribunal. Tribunalul acesta nu a fost însă organizat, nu a fost format din greci, a fost format din boieri pământeni. Sigur că unii aveau origine greacă, acest lucru e indiscutabil. Dar cei care l-au condamnat pe Tudor au fost pământenii valahii, cetățenii valahii. A fost condamnat în baza a 3 articole din codul penal al Eteriei. Asta presupune că era membru al Eteriei. Dacă nu ar fi fost membru al Eteriei, sentința ar fi fost lovită de nulitate. Unul dintre articole este aplicat în mod eronat. Spune, este condamnat la moarte cine ridică arma împotriva patrei. E bine, patria lui Tudor nu era Grecia, Peloponezul,
ci era valahi. El nu ridicase armele împotriva valahii, ci acum le ridica împotriva ederii. Celelalte articole permit condamnarea sa. Ce este însă cel mai ciudat este că după ce are loc condamnarea la moarte, Ipsilanti decide să-l grațieze. Îl grațiască. Era părintele bun al tuturor și l-a grațiat. Numai că atunci intervine Iordache Olimpiotul, eroul grecilor și fostul camarad de arme al lui Tudor, și îl convinge pe Ipsilanti să decide executarea lui Tudor. E o încălcare gravă oricăror principii de drept. Grațierea este un act revocabil. Nu poți fi condamnat din nou pentru o faptă pentru care ai fost odată condamnat și respectiv grația. Scuzați-mă, dincolo de aceste considerente juridice, greșeala lui Ipsilanti a fost uriașă. Nici măcar o pătrime din panduri. Nu l-au ascultat pe Dimitrie Macedonski. S-au risipit pe la casele lor, mai ales că turcii veneau de peste tot și nu aveau de ce să lupte pentru eteria greacă. Continua să li se spună minciuna, vin rușii și ne eliberează, avem mături memorii ale unor panduri, că e văd că rușii vorbesc în limba greacă, în limba greacă pe care o știau și ei. Cum de vorbesc rușii greacă? Și atunci am văzut că rușii nu vorbesc, rușii vorbesc greacă, se risipesc. Totuși, pandurii au jucat un rol extraordinar și în puținii rămași în Revoluția Greacă ulterioară, care s-a continuat. Pandurii au fost cei care au ținut în loc pe turci la Drăgășani, într-o primă luptă, ceea ce nu vor reuși ceva mai târziu grecii. Pandurii sunt cei care aveau conduși de Ioan Horta, de capitanul Ioan Horta, sunt cei care au avut tăria și puterea de a-i salva pe ultimii tineri eteriști înfrânți la Drăgășani. Deci rolul pandurilor a fost important, chiar dacă ei au fost mai puțin numeroși. Ce se întâmplă mai departe? Grecii se retrag din Târgoviște, Valvârtej, Ipsilanti nu face altceva decât să fugă, nu se duce direct spre Oltenia, alesese orașul Râmnicu Vâlcea pentru că era aproape de munte și putea fugi. Dar nu se duce prin Pitești pe Râmnicu Vâlcea. O ia prin Câmpul Lung, Târgoviște, Câmpul Lung, gata să fie prins, abandonează toate proviziile, sunt capturați mulți dintre oamenii lui, ostașii nu fac altceva decât să trăiască cu poamene coapte, cu cireșele din luna iunie, care nu erau încă făcute, fiindcă fusese în anul respectiv o vreme foarte grea, o vreme ce el se ospăta cu cele mai mari delicatese, din când în când oamenii mai pun mâna pe rezerva strategică a principiilor. În fine, până la urmă, grecii reușesc să se maseze în zona Drăgășani. Din punct de vedere strategic, ar fi fost o decizie bună. Așa cum știți, este zona în care încep dealurile, dealurile subcarpatice ale Olteniei și o zonă vitivinicolă importantă, numai că ăsta a fost Marele Ghinion. După zile întregi de foamete și sete, grecii au găsit cramele de la Drăgășani. Și au început bețile. Trebuie să vă gândiți că comandantul armatei grecești, al primei linii, Caravia, a petrecut toată noaptea dinaintea bătăliei decisive în cramele de lângă Drăgășani și s-a dus direct pe câmpul de luptă de dimineață după o noapte de beție. Toți au băut. Ghinion, turcii nu beau, așa cum știți. Religia islamică nu permite consumul de alcool. Și bună măsură, poate părea ridicol, dar este o realitate. S-au făcut niște... Da, cel puțin teoretic, da. În fine, există, sigur, știți foarte bine că în trusa oricărui militar se află alcoolul într-o cantitate însă destul de bine precizată. Și militarul american are cantitatea lui de alcool pentru fiecare zi. Și mai ales atunci când se află în prima linie a frontului. Dar există o limită. După o noapte întreagă petrecută în cramă, nu-ți mai este foarte ușor să lupți.
s-au mai făcut alte greșeli nenumărate, fiindcă anumite grecii aveau în acel moment mult mai mulți soldați decât turcii. Chiar dacă turcii erau mai bine pregătiți, mai odihniți, dormiți, mâncați, aveau arme mai bune, erau mult, mult mai puțini. Sunt estimări destul de diferite, dar grecii erau de vreo două ori și jumătate mai mulți. Aveau ca atare prima șansă. Numai că s-au grăbit să atace. Nu li se uscaseră armele, plouaseră. Tunurile n-au mers în timpul bătăliei. Au atacat pe turcii aflați în această mănăstire, mănăstirea Șerbănești. Au fost erori după erori. Dar după, evident, Alexandru Ipsilanti nu participa la nicio bătălie. Nu venea nici măcar pe câmpul de luptă. Stătea cu două sate mai încolo să nu se întâmple ceva. Și după ce grecii sunt înfrânți, el fuge primul. Fuge primul și se duce glonț la mănăstirea Cozia pentru a obține viza de Austria. Nu putea trece așa de simplu. Și începe minciunile. Începe minciunile, ceva de genul, Austria declară război în alte porți și mă cheamă până la graniță să preiau eu conducerea armatelor imperiale. Evident, nimeni nu-l mai crede. Zidurile înalte ale Cozii îl apără pe el. Vede zidurile Cozii, probabil ați fost acolo. Îl apără pe el de proprii soldați. Absurdul face ca Ipsilanti să fie condus până la graniță de Panduri ca să-l protejeze de proprii lui soldați. Totuși, Panduri îl abandonează acolo la graniță și grecii erau după colț. Ce-i cer? Numai să plătească salariile restante. Luptai pentru libertate, dar tot trebuia să primești și soldă. Iar atunci când fuge singur că câțiva intimi, nu face altceva decât să-i blesteme pe toți ceilalți, zicând că din vina lor a eșuat campania sa. Și își trimite scrisoarea și la presa internațională pentru a-i acoperi de oproprie. Ce se întâmplă în arest este eroic. Din acel moment, grecii rămași pe teritoriul principatelor luptă fără a mai avea nicio speranță, în condiții în care puteau să se refugieze. Puteau să se refugieze mulți dintre ei în Austria sau chiar în Rusia. Are loc o rezistență cu adevărat eroică, atât în țara românească, în diverse locuri. Aceasta este o zonă la granița cu Transilvania, unde luptele au fost conduse de un preot din București, numit Papaservos în sursele grecești, era probabil un slavo-macedonean și el, Vasile Ivanciu chema, care a rezistat eroic și el, consumând foarte mult alcool, știm exact cât a consumat de fiecare dată, dar în cazul lui consum de alcool a fost unul pozitiv. După care urmează o rezistență eroică în Moldova, cu două momente esențiale. Momentul bătăliei de la Prut, la Sculeni. Sculeni este o zonă la nord-est de Iași, unde există și astăzi un punct de trecere al frontierii. Atunci era punctul de trecere principal. Și vă arăt această imagine pentru a putea înțelege cum s-au desfășurat lucrurile. Acesta e câmpul de luptă, iar Prutul, vedeți, că are câțiva metri lățime. De partea cealaltă a fost o luptă ca la arenă, ca la boxer. De partea cealaltă a Prutului se afla o întreagă galerie. Știm că se afla șeful trupelor din Basarabia, generalul Wittgenstein, se afla guvernatorul civil al Basarabiei, se afla generalul Kiselev, cel care a fost stăpânul de facto al țărilor române în perioada regulamentară, nu a regulamentului organic, iar aici grecii luptă în mod eroic până la 1. La fel, în mod eroic, luptă până la 1 la mănăstirea Secu, unde ar fi rezistat și mai mult dacă nu ar fi existat un ungur binevoitor, Wolf, care și-a, numele german desigur, dar știm din toate sursele că era ungur, și-a oferit serviciile de negociere, jurând că grecii, dacă se predau, o să fie lăsați liberi să se ducă unde vor. Ei bine, niciunul dintre jurăminte nu a fost respectat, iar grecii au fost uciși, care s-au predat, au fost uciși până la 1. Cred că am vorbit destul, vă mulțumesc pentru răbdare și vă invit să discutăm liber.